дерев, котів дешевий привищає мою жодикат, а молодший куяв, куяв досад. Що я мені дати, сідки шлік. De Domnica Manole vorbești, da? Nu cumpăra nimeni, nimeni n-a putut cumpăra. Și dacă ți-a făcut matale câștig de cauză, înseamnă că e judecătoare bună? Foarte bună, ei ar trebui să aibă locul la să fie procuror general. Eu fac și președintele Constituționului Sudac, cum se spune acolo. Știi că Moldova a pierdut la CEDO câteva dosare, inclusiv un Hyde Park contra Moldovei, în care i-au dat decizii greșite, ilegală? Și înseamnă că și eu am avut greșeli. Păi dacă faci concluzii dintr-un singur dosar, fac și eu concluzii dintr-un singur dosar. De pildă, dar dacă e mergem spre rău, de unde să găsim mai bun decât ea? Poate cineva mai tânăr, mai proaspăt, mai... Păi dar cine e și ăla? Până când ea poate să conducă țara asta? Curtea Constituțională nu conduce țara. Curtea Constituțională nu conduce țara. Nu, da, e legele, le știe, le cunoaște. Oricum n-ar fi ea singură acolo, ar mai fi 5 ca ea, că-s 6 membri în Curtea Constituțională. Eu, deși nu știam, am un răsfoind, am doi stași de documente și răsfoind toate aceștia, că vorbeau, că eu nu mă răs, cred că conducerea asta a Republicii Moldova care o avem actualmente, cred că va face ceva bun. Și de-atâta eu răscolesc tot acolo. Așa am găsit-o și pe dânsa Domnica Manole, că e unica care mi-a dat cu șlic de când mă judec 16 ani. Unica eu, de-atâta o să pot și nu știem nimic, domnule. Și era singur sau era complet de trei? Și când am găsit acolo, eu mi-a dat cu șlic și nu am putut-o cumpăra. Nimeni, nici termocomul, nici apă canal, nu am putut-o cumpăra pe dânsa ca să ne lichideze dosarul. Vă dați seama, dar eu mă luptam pentru toată Republica, pe toți amăjesc, pe toți, doar apeleu și termocomul și toți, pe toți amăjesc. Dar eu sunt contabil cu studii superioare, contabil și 2 cu 2, nu 5, dar îi spun cu 5 și plătim 11.000 de lei, le plătim bandiților. Dar tot ai pierdut dosarul și ăla până la urmă. Altul, am înțeles. Alt dosar, domnica Manuel, alt dosar. Aici este pierdut, dar și plătim mea, că ne-au mai rămas 1.900 de lei, plătim soția bolnavă. Pentru căldura pe care n-ai prinit-o, știu dosarul, da, am filmat. Și nu mă uit, când mă doare inima, când văd domnica Manuel și juristul bun, că nu mai ia din 16, nu mai ia o măsă împotriva banditismului. Am înțeles. E totul lui tot. De asta ți-i dragă, da. Și el trebuie să fie procuror general. Nu, că iau candidat pentru Curtea Constituțională, nu la procuror general. Și el ar conduce. Sunt amuia doi tineri, aceștia doi tineri, chiar dumneatați că-și legat acolo. Ce aveai să faci? Tot nimic. Și aceștia doi tineri avem acum, doi tineri, sunt două flori, între spini, două molecă. Vorbim cu metafore, da? Și poate să fac, ea că a avut lume, vorbesc, citesc acolo, nu face nimic și spune că nu înțelege nimic. Cum Andrei Năstase, el doar are juridică, nu e și ei care au fost la Ministerul Sănătății, cum mai zice. Și dacă are juridică, de ce și-au pus cu mătru șef la poliție? Interimar, dar au făcut concurs și concursul l-a anulat, nu i-a plăcut niciun candidat și a rămas tot cu mătru șef la poliție. E bun așa? Schimbăm o mafie cu alta? Da, dar... Nu m-a plăcut niu că își pune șinul, nănașa, în Curtea Constituțională, pe stăt, șamușă... Nu doar faci, așteptăm ceva, să facă oricum. Și faci. Nu mai să ne gândim că n-ați facă nimic. Dar cum ați fac, dacă vă încă o dată vă lămuresc? Eu, doi, Maia Sandu, și cu Andrei Năstase, două flori între spini, și poți să faci. Aici sunt florile și ele, tineri între spini, am înțeles. Și poți să faci. Dar sperăm că ori faci ceva. Ori bine, bine. Trebuie să sperăm. Hai speră. Trebuie să sperăm. Sănăt.